Mi-e foarte dragă. Bună seara! Plizeșteni din toată țara. Brațe străine, varianta Andrei Gogan la Pro FM. Sabău și Fereșteanu aici cu voi. Frumos cover. Mulțumesc! Ai avut emoții, nu? Am avut foarte multe emoții pentru că a fost prima oară când am făcut asta. Și una e la un concert, gen concerte am avut de când aveam 12 ani. Am avut primul meu turneu la 12 ani, dar... să cânt live la radio, mi s-a părut extraordinar. Și mai ales piesa artistei tale preferate. Da, da, da. Andra, hai să vedem ce zice Andra. Bună seara, Andra! Bună seara, vă pup! Andra știe ce zice Andra. Așa. Pentru că știi că mi-e foarte dragă. Am și filmat la un moment dat ceva împreună. Ce surpriză frumoasă! Mă bucur de fiecare dată când o aud așa. Copiii mei o iubesc, toată familia de fapt o iubește pe Andra. Ce drăguț! Te pupăm, Andra! Te pupăm toți de aici și pe copii. Și eu pe voi. A fost bine cover-ul, da? Normal. Mulțumesc. Andra a făcut și TikTok pe el. Adică de când a apărut piesa, i-a plăcut foarte mult acest cântec. Da, așa este. Și tot ce faci tu, Andra, apreciez. Mulțumesc din toată inima. Și noi te apreciem pe tine. Mulțumesc. O urmăriți de mult în familie pe Andra, să înțeleg, nu? Da, David, de când era mic. Și acum Eva, bineînțeles. Adică a fost și Andra a fost și la ziua Evei la un moment dat. Da. Și David a zis că vrea să se căsătorească cu mine când era mic. Mai vrea? Păi nu, că a văzut că a iubit și nu mai e. Andra Măruță în direct cu Andra Gogan la Pro FM. Știam că este artista ta preferată. Mulțumesc din toată inima. Și noi îți mulțumim, Andra, că ți-ai făcut timp și știm că ești cu filmări. Ne-a zis Măruță că ești până peste cap. Acum ești la studio, nu? Acum, în momentul ăsta am ieșit de la repetiție, de fapt. Wow. Ia uzi. Mulțumim mult. Andra, îți mulțumim din suflet. Cătălin Măruță se aude pe Pro FM, să știi, cu podcastul în fiecare sâmbătă aici la noi și face o treabă foarte bună și te așteptăm și pe tine în studio. Îl ascultăm și la podcast. Exact. Și așa pe final, Andra, dacă vrei un mesaj așa pentru Andra Gogan, pentru ce va fi fenomenul Andra Gogan în următorii ani. Nu are ea nevoie de niciun sfat, pentru că este atât de hotărâtă și atât de dornică să facă lucruri și să învețe lucruri noi, încât nu cred că are nevoie de vreun sfat, decât să o țină tot așa și să nu-și piardă focul ăsta pe care îl are acum. Mulțumim! Super! Te pupăm, Andrușca! Vă pup tare! Vă pup! Seară frumoasă! Pa! Ei, wow, ce zici, măi? Ce surpriză frumoasă! De ce venea să plâng? Pro FM, Open Radio.